Am citit deseori în mass media informații, afirmații și declarații potrivit cărora noi, locuitorii României, am pune pe masă pâine obținută din aluat congelat, adus din import. Televiziuni, publicații online, site-uri ale unor asociații ale consumatorilor, chiar și unii responsabili din sectorul de morărit și panificație, ne tot spun că aluatul congelat cumpărat de pe piața europeană este materia primă a pâinii noastre cea de toate zilele. Chiar și unul dintre candidații la alegerile europarlamentare din 2019 a susținut public într-un interviu acordat site-ului hotnews.ro că, citez, suntem singura țară care importă 84% aluat congelat, din care spunem că mâncăm zilnic pâine proaspătă. Aceste afirmații sunt cu atât mai derutante, dacă nu de-a dreptul năucitoare, cu cât România este unul dintre cei mai mari producători de grâu din Uniunea Europeană. Ba susținem că am fi chiar grânarul Europei. Și atunci, cum ar fi posibil ca o țară care produce peșesurile sale fertile în condiții de normalitate climatică, aproximativ 10 milioane de tone de grâu, să fie nevoită să importe aluat congelat? Este adevărat că grâul este una dintre cele mai exportate mărfuri agricole românești, dar chiar toată recolta unei veri să ajungă pe piața internațională? Industria noastră de morărit să funcționeze în gol? Cu aceste întrebări în minte, am bătut la poarta unei companii din județul Prahova, activă în producerea și comercializarea cerealelor și în sectorul de morărit și panificație. O societate care acoperă așadar tot lanțul de producție, de la cultivarea grâului până la producerea pâinii care ia drumul magazinului. Noi lucrăm 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, nu ținem cont de niciun fel de restricție. Sigur că avem și perioade în care avem remont, reparații, intervenții, deratizare, dezinsecții, astea sunt normale. Măcinăm numai și numai grâu românesc de la fermierii locali, dar în ultima perioadă am început să aducem și de la distanță mai mare, din alte județe, din alte zone ale țării, tocmai pentru a combina un pic grâu, să avem o făină cât mai constantă și pe gustul tuturor consumatorilor. Grâu din Bărăgan, am înțeles, vine grâu și din Moldova, de la Tecuci? Grâu vine de peste tot din țară în momentul de față, dar să zicem un 70-80% din zonă de aici, de la noi. Ce cantitate de grâu măcinați zilnic? Moara are o capacitate de 240-250 de tone de grâu moale pe 24 de ore. Pentru ușurința calculului, asta înseamnă 10 camioane de grâu zilnic. Grâul cumpărat de unitatea de morărit și panificație din Urlați, județul Prahova, de la fermierii români, este depozitat în apropiere, pe câmp, în silobeguri, saci special de 10 de metri lungime. Compania românească, am precizat deja, este activă și în comerțul cu cereale, dar o parte semnificativă din grâul produs pe terenurile proprii și mai ales din cel cumpărat de la fermierii români, ajunge să fie măcinat la moara proprie. Da, este chiar grâu, grâu românesc, moara imensă, chiar asta macină, după cum ne-am convins privind camioanele care descărcau tonele de boabe. Cum a fost anul agricol 2020 pentru dumneavoastră și pentru furnizorii dumneavoastră? În ce slăbuț, privește grâul? Slăbuț, seceta. Nu s-a făcut grâul. Da, seceta a distrus mult din culturi în zona noastră, foarte mult. Se resimte în activitatea noastră? Ați primit mai puțin grâu? Nu, am primit grâu când ne trebuie. Se resimte doar că prețul s-a majorat. La cât a ajuns kilogramul? În momentul ăsta un leu și 10 bani aproape. Față de anul trecut, când l-ați cumpărat? 0,7-0,8. Iată, s-a dublat. Aproape. Aproape s-a dublat prețul grâului. Aduceți și de pe piețe externe? Ajunge grâu din afara țării? Nu. Deci dumneavoastră achiziționați și procesați exclusiv grâu românesc. Exclusiv grâu românesc. Cam ce cantitate pe an intră în moara de la Urlați? Aproximativ. În jur de vorbim de grâu sau vorbim și de mălai? Haideți să zicem porumb. De grâu. În primul rând că grâul procesat și obțineți pâinea. Cât grâu din România? În jur de 7.000 de tone pe lună se macină. Vorbim de o medie, nu? Lunară de 7.000
de tone. Da, în jur de 7.000. Noi obținem toate tipurile de făină pe care le putem obține în mod normal în moară. De la făina 3 nule, vestita 3 nule, adică 480, cum îi spunem noi, morarii, până la făina integrală. Sigur, făina comună, făina de panificație, este făina tip 650. Și acolo avem și noi ponderea cea mai mare, undeva la 60-70% din făină este făină tip 650. Dacă Uniunea Europeană și-ar fi propus să ne vândă aluat congelat pentru a obține pâinea noastră cea de toate zilele, de ce ne-ar mai fi acordat bani ca să ne modernizăm echipamentele și utilajele de murărit? Iată, societatea Oltina a beneficiat de aproape 900.000 de euro din bugetul european prin PNRR, contribuind în același timp cu peste 1.340.000 de euro ca să achiziționeze utilaje și mașini de transport pentru modernizarea și extinderea capacității de producție la moară. Activitatea unității de morărit este controlată cu ajutorul unor calculatoare. Totodată, moara dispune de un laborator utilat cu toată aparatura necesară pentru a evalua caracteristicile grâului care urmează să fie măcinat. Probele sunt prelevate din camion cu o sondă exterioară manevrată din laborator cu ajutorul unei telecomenzi. În final, boabele ajung într-un recipient, apoi sunt verificați parametrii principali, cum ar fi umiditatea, dar și impuritățile. Mai mult, în laborator, sunt verificate și caracteristicile făinii. Achiziționăm grâu bun, grâu panificabil. Dar ce anume produce făină 650 sau făină 480? Diagrama morii. Din măcinat. Dacă vrei să obții făină 650, reglezi moara de așa manieră. Și o să obții făină 650 o parte și o parte o să obții tărâța de grâu. La făină 480 o să obții mai puțină făină 480 și mai multă tărâță. Ce calități trebuie să aibă făina care intră în fluxul de producție? Calitățile de panificație ale făinii sunt standardizate. În general, noi avem adaptată și tehnologia și rețetele pentru făinurile provenite din grânele românești, care sunt făinuri de calitate medie. În general, în industrie, fiecare proces tehnologic și fiecare produs implică anumite cerințe de calitate în raport cu făina care este utilizată. De exemplu, făina pentru foietaj trebuie să fie o făină de calitate superioară. Pentru pâine este suficient și o făină de calitate medie. De aici, de la moară, făina de grâu, ambalată în pungi, saci și baxuri, este preluată și vândută partenerilor comerciali, dar o parte însemnată ajunge la brutăria situată la nici 2 km distanță. Așadar, o integrare a producției de cereale, care face posibilă obținerea pâinii în cadrul aceleia societăți care, din grâul cultivat pe terenurile proprii, dar și cumpărat de pe piața liberă, obține făina albă pentru a aproviziona unitatea proprie de panificație. Cât timp îi trebuie, doamna Marilena, unei pâini să se coacă? La pâine, în funcție și de gram, azi de greutate, de la 25 de minute, la 30, la 35, în funcție de greutate. În 35 de minute, 40 de minute, dumneavoastră scoateți un cuptor de pâine. Câte pâini înseamnă un cuptor de pâine? 5.000 de bucăți pe oră, la franzela de 300. Și ce temperatură are cuptorul? La cât urcă temperatura? 295-300. Domnul director, câte pâini ies pe zi din brutăria de la Urlați? Facem în acest moment peste 100.000 de pâini pe zi, din categoriile pâine proaspătă și pâine cu termen mare de valabilitate, deci pâine feliată și ambalată, care se vinde în principiu pe lanțurile de supermarketuri. Și care rezistă mai mult? Care are termen de valabilitate între 7 și 21 de zile, funcție de rețetă, de modul în care e formulată rețeta. Ce sortimente de pâine obțineți aici? De la cele mărunte chifle până la pâini, noi le zicem, sofisticate, de aproximativ un kilogram, cu făină neagră, cu graham, făină graham, cu cartof, cu semințe, cu diverse. La ce oră vă începeți programul?
Noi am venit astăzi la ora 8, erați deja aici. Da, eu vin la ora 5 dimineața să prind amândouă schimburile, ca să mă ocup și de proces tehnologic, să văd și dacă a făcut greșeli, schimbul celălalt, să-l prind și pe celălalt de la tura de zi, pe amândouă. Deci dimineața la ora 5, în fiecare dimineață, dumneavoastră sunteți aici pe da. Poziția. Da. Și la ce oră terminați programul? La 2, sau și la 3, și la, în funcție de, de ce se întâmplă. E și noaptea activitatea aici? Se lucrează? Se lucrează non-stop. Deci în timp ce noi dormim, niște oameni da, aici... Da, noi lucrăm non-stop. Fac pâine. Da, da, da. Și sâmbăta, aveți pauză? Și sâmbăta și duminica nu facem pauză. Nu, luați pauză. Nu. Și începeți cu forță proaspătă luni da, dimineața. Da, da, da. Lucrăm 12 cu 24. Adică muncitorii. Noi lucrăm 8 ore de zi. Ce pâine vă place noastră, în mod deosebit, dintre toate sortimentele pe care le produceți aici? Toate. Toate? Toate. În special tostul. Unitatea de panificație de la Urlaț este rezultatul unor investiții derulate și cu ajutorul fondurilor europene. În brutărie, muncește cu hărnicie chiar și un robot. Tot ce vedeți noastră aici este o investiție 2011 finalizată în valoare de maximul proiectelor europene la ora aia de 6 milioane de euro. După care am mai accesat de câteva ori, inclusiv acum încheiem un proiect de 2.300.000 de euro. Și pentru moară ați accesat banii da, europeni? Da, și la moară. Am văzut un robot în cușcă acolo, ce cu el? Ce face? De unde l-ați cumpărat? Este... Are un nume? L-ați botezat cumva pe robot? Este produs de, în Japonia și montat de către producătorul liniei de pâine tost, acolo unde l-ați văzut dumneavoastră. Ia pâinile, nu? Franzelele da. Și le pune pe bandă și nu, de acolo se ia duc? Ia pâinea tost, o scoate din tăvi și o pune pe bandă să plece la răcire. Și lucrează non-stop, nu? Sau mai dă și rateori? Non-stop face pauză o oră pe zi pentru mentenanță. Vă ajută? E harnic? E harnic. E harnic, cred că e foarte scump. Am privit cu atenție toată activitatea din brutărie. Am văzut că pentru obținerea aluatului este folosită făină albă, adusă chiar de la moara din apropiere. Nu am văzut niciunde că brutarii, care trebăluiau de la 5 dimineața, ar fi folosit aluat congelat. Produceți pâine din făină obținută din grâu exclusiv românesc? Exclusiv românesc. Nu procesăm așa ceva. Nu procesăm... făinuri sau făinuri provenite din grâne din alte țări. Acestea nici nu există pe piața românească foarte mulți producători care să folosească făină din altă parte. Poate undeva pe Ardeal, făina din Ungaria, care este la modă pe partea de Ardeal. Dar în cea mai mare parte, mai ales în sud și în est? În sud, în est, în nord, în nordul țării se folosesc făinul din grâne românești, în principal. Deci piața de panificație din România consumă aproape peste 80%, cred că, grâu provenit din recolta indigenă de grâu. Din grâu românesc. Din grâu românesc, da. Am citit pe internet și este o teză care circulă destul de frecvent, potrivit căreia mâncăm pâine obținută din aluat congelat adus din import. Cât adevăr este într-o astfel de afirmație, domnul director? Sunt două aspecte aici. Și aș începe cu primul, spunându-vă că nu e o crimă să mănânci pâine obținută din aluat congelat. N-are nicio... Nu e dăunătoare sănătății. Nu are absolut niciun efect asupra sănătății. Diferit față de pâinea proaspătă. Noi nu folosim aluaturi congelate, folosim doar aluat proaspăt. Dar, repet, nu e o crimă să folosești, să consumi acea pâine obținută dintr-un aluat congelat. Nu are nimic în minus sau în plus față de o pâine căreia noi spunem pâinea fresh. E adevărat, domnul director, mâncăm multă pâine făcută din aluat congelat adus din import sau e o minciunică rostogolită pe internet? Din punctul meu de vedere, majoritatea pâinilor din aluat congelat care se consumă în România
sunt făcute în România, pentru că avem mari fabrici de aluaturi congelate în țară și care folosesc făină autohtonă. Adică ceea ce se vehiculează că noi am importat zeci de tiruri de pâine din import, nu cred că se susține. 10 tiruri de pâine congelată, nu? Pâine congelată, exact. Nu se susține nici din punct de vedere al costurilor la care ar ajunge aceste produse. Să zicem, dacă ar veni din vestul Europei, trebuie conservat lanțul de frig. Adică trebuie să le aduci în camioane congelate și care să fie capabilă să mențină aceleși condiții pe mii de kilometri. E complicat să scoți pâinea la un preț atractiv pentru consumator. Dar hipermarketurile care au și o mică zonă de procesare, de coacere, de segment de patiserie, folosesc, să zic, aluat congelat, dar produs în țară, nu venit din afară. Din ce știu eu, cel puțin în hipermarketurile, sau mă rog, în supermarketurile mai mici, nu dăm nume, nu. Care folosesc exclusiv aluat congelat, acel aluat congelat e produs în țară. Este adevărat că avem hipermarketuri care au brutării și care consumă ele însele făină. Făină produsă, făină produsă în morile, în morile din țară, bineînțeles. Ce știți din piață? Cam cât reprezintă? Citeam undeva că zilnic intră zeci de tiruri cu aluat congelat prin punctele de frontieră ale României. Reprezintă un segment mare? Cât reprezintă? Nu cred că se aduce așa mult din import. S-au dezvoltat facilități de producție în România, în vestul țării, care pot produce diverse sortimente de pâine, congelându-le și trimițându-le în țară spre a fi coapte. N-aș putea să vă spun procentul, doar că la pâini este destul de mic. Aluatul congelat e folosit la patiserie, baghețele, produse mici de panificație și patiserie. Pâinea asta mai mare pe care o vedeți dumneavoastră în piață nu prea este obținută din aluat congelat. Pentru că tehnologic e greu să obții un produs de volum congelându-l și după aia băgându-l în cuptor. O să iasă la final o pâine crăpată, urâtă. Nu se stăpânește tehnologia asta. Deci e cam o minciună. E jumătate minciună, jumătate adevăr. Sunt pâini scumpe, cu tot felul de ingrediente, mai aplatizate, care pot fi congelate și care se coc în magazinele mari, așa cum le vedeți dumneavoastră pe oriunde. Dar aluat congelat obținut tot în România. Majoritar în România, da. Sunt fabrici în România destul de mari care produc așa ceva. Sunt cumva fabrici de aluat congelat în România care și exportă aluat congelat, știți? Cred că este o multinațională care cred că face asta, nu știu. Iată că noi exportăm aluat congelat și s-ar putea plânge alții că vine aluat congelat din România, nu noi care, producem și grâu și... Repet, nu e o crimă, nu facem nimic greșit dacă mâncăm acea pâine. Nu are nimic în plus. Ea se produce aluatul și se bagă imediat într-un tunel de frig sau, mă rog, într-o cameră de frig, se cheamă un șoc termic, se congelează, după care se ține în congelatoare și se transportă cu mașini cu temperatură joasă la beneficiar. Beneficiarul o scoate și o bagă în cuptorul, cocând-o. Ați produs și noastră? Nu, încercat la un anumit moment, dar... E tehnologie mai am abandonat costisită. Ideea, am rămas doar pe pâinea fresh. Pe distribuția pâine, fabricarea și distribuția pâine fresh. Unde ajunge pâinea care pleacă de aici la noastră? Franzela asta pe care angajații noastră o pun în lăzi, unde se duce? Piața de pâine proaspătă este cea arondată județului Prahova. Deci noi deținem cam 20-30% din piața din județul Prahova și ajunge exclusiv în Prahova. Pâinea ambalată ajunge și pe București și în alte zone ale țării. Ajunge în acele mici magazine de sat, ajunge prin satele județului pâinea de aici? Pâinea ambalată ajunge în magazinele rurale, celebrele magazine sătești, unde fiecare țăran are un comportament de consum tipic, adică merge dimineața și își cumpără pâinea proaspătă.
Și în fiecare zi pleacă mașinile și în weekend? În fiecare zi, inclusiv sâmbătă și duminică, livrăm pâine proaspătă către aceste magazine. Pentru că există acest comportament de consum al omului de la țară, care este obișnuit ca dimineața să meargă să-și facă cumpărăturile legate de pâine. Cam ce conține o pâine produsă aici, la dumneavoastră? O pâine Oltina conține făină, apă, drojdie și sare. Nimic altceva. Drojdia, de unde o procurați? Tot din piața internă. Există un producător în Moldova care ne aprovizionează. Avem un consum destul de mare de drojdie zilnic. Folosiți și maia? Folosim și maia. În ultima vreme destul de mult, dar înțelegăm maiaua drojdie sălbatic. Nu un aluat, un preferment obținut din drojdie industrială plus făină plus apă, lăsat să fermenteze 2, 3, 4 ore. Eu mă refer doar la drojdia sălbatică. Și de unde o procurați? Din Germania. Este o drojdie, mă rog, la origine veche de 200 de ani, care ajunge la noi. Noi o rehrănim, o hrănim, o creștem încă 24 de ore, după care o folosim în aluaturi. Deci ar fi această maia sălbatică, ar fi cam singurul ingredient adus din import. Da, 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 da. Fiindcă nu e produs la noi. Sunt niște producători tradiționali care fac asta de foarte mult timp. E o drojdie stabilă, o maia stabilă. Și am preferat pentru moment să o folosim pe aceasta. Aditivi alimentari folosiți în aluatul de pâine? Depinde ce înțelegeți până aditivi. Aditivi eu înțeleg substanțe de afânare, de conservare. De conservare mai se mai folosesc, dar aditivi pur și simplu nu. Folosim un mix de enzime. Enzime însemnând că niște organisme vii care își pierd doar o parte din procesul de coacere, se mențin în aluat, după care ele se pierd, nu se mai regăsesc la final în aluat. De-aia nici nu sunt trecute pe etichetele ambalajului. Folosim grâu produs în ferme românești, pe pământ românesc, măcinat într-o moară care se află pe pământ românesc, procesată făina într-o brutărie aflată pe pământ românesc. Pentru o completă edificare am solicitat date de la Institutul Național de Statistică. Potrivit acestora, România a importat în 2019 o cantitate totală de amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, patiserie și a biscuiților de 23.304.293 de kilograme. În 2018, cantitatea totală a fost mai mare, 36.841.766 de kilograme. Oricum, împărțită la numărul de locuitori ai României, de aproximativ 19 milioane, rezultă o cantitate de nici 2 kg de aluat congelat per capita de-a lungul unui an. O nimica toată, ținând cont că un locuitor consumă în medie peste 80 de kg de pâine pe an. Concluzia este evidentă. Românii nu se hrănesc cu pâine obținută din aluat congelat adus din import, ci cu pâine obținută din grâul românesc.